Vremea se schimbă. Da? Tu ține pasul. Scuze. Nu o lăsa să te ia prin surprindere. Este aproape ca o injecție cu vitamine. Aici afli totul despre climă și fenomenele meteo de la noi și din lume. Tendințele vremii la noi în țară. Vremea în Europa. Te pregătești de weekend și ai prognoza săptămânii viitoare. Despre climă, turism, sănătate și influențe astrale. NASA a descoperit a 13-a zodie. Afli de la cei mai buni specialiști. Sunt Cristina Soare. Sunt Andrei Bărbulescu. De luni până duminică e vremea ta. De la ora 19:35 la TVR2. Revoluția grecească a început cu un fel de tumult din acesta militar la noi în Principatele Unite și în Morea, în sud, în Peloponez. S-a terminat cu un război foarte mare. Din păcate, acest război s-a împletit și cu un război civil în interiorul lor. A durat 8-9 ani și până la urmă, totuși, teritoriile turcești din Peloponez, din Iunistan, adică de jurul Atenei și din insule, și după aceea din Macedonia au devenit independente. Întoarce-te! Fi stâlpul de boltă în țara ta! Mai bine dă-ți viața de dragul ei oricând, decât să fii o spadă de alții atârnând. Oficial, pe teritoriul Greciei de astăzi, declanșarea Revoluției a fost proclamată pe 25 martie 1821 la mănăstirea Agia Lavra de către arhiepiscopul de Patras Germanos. Lozinca Libertate sau Moarte a devenit simbolul Revoluției. În tot Peloponezul, în nordul Greciei și în numeroase insule, au izbucnit revolte anti-otomane. Astfel, data de 25 martie a fost aleasă ca aniversare oficială a Revoluției și este sărbătorită ca Ziua Națională a Greciei. Διαχύθηκε στο χώρο της Ελλάδας, άναψαν πολλές φωτιές, άναψαν και μεγάλες πυρκαγιές τραγικές που απεικονίστηκαν στην παγκόσμια λογοτεχνία και στην τέχνη, με τον περίφημο πίνακα του Ντελακρουά για τη σφαγή της Χίου, με τη σφαγή των ψαρών, με τη μεγάλη έξοδο του Μεσολογγίου κάποια χρόνια αργότερα το 1826, όλα αυτά ήταν θυσίες του λαού μας που υποκίνησαν ένα μεγάλο κίνημα στη συντηρητική Ευρώπη που ήθελε διατήρηση του status quo, το κίνημα του φιλελληνισμού. Διότι δεν υπάρχει κανείς λαός που να μην σέβεται τον άλλο όταν είναι διατεθειμένος να υποστεί για την ελευθερία του τη μεγαλύτερη θυσία. Τη θυσία της ζωής του, της ελευθερίας του και της ευημερίας του. Αυτό λοιπόν το σεβάστηκε η Ευρώπη, παρόλο που είχαμε πάλι το γνωστό θέμα της διχόνοιας μέσα στην Ελληνική Επανάσταση και τελικά το ελληνικό κράτος απέκτησε την ανεξαρτησία του. O inimă cu toții, un suflet și un gând, te vom lovi tiranul, vedeal vom dispărând.
Conform datelor istorice, Revoluția Greacă din 1821 izbucnise pe teritoriul Principatelor Române la sfârșitul lunii februarie, eveniment care avea să îngemăneze fundamental cele două națiuni, elenă și română. Pentru a reconstitui cadrul general din care au luat naștere evenimentele revoluționare din 1821, trebuie să ne întoarcem atenția către Rigas Velestinlis, autorul imnului Turios. Turios nu a fost un simplu cântec patriotic, ci o proclamație revoluționară deschisă, o invitație lansată forțelor și un program de acțiune, un semnal de mobilizare revoluționară pentru întreaga regiune balcanică stăpânită de turci. Rigas Velestinlis a fost unul dintre precursorii luptei pentru independența Greciei, care a trăit un timp în Moldova și Principatele Române, și nu este întâmplător că Revoluția Greacă a făcut primul pas pe teritoriul românesc, de pe care Alexandru Ipsilanti, conducătorul Eteriei, a pornit acțiunea pentru renașterea națiunii și materializarea noului ideal elen. Alexandru Ipsilanti ridicase la Iași, în februarie 1821, steagul luptei de eliberare împotriva jugului otoman și apoi a pornit în călătoria eliberatoare spre Elada, prin țările române. În momentul când Alexandru Ipsilanti intră în Țara Românească, lucrurile nu stăteau bine. Aici s-a întâmplat un lucru destul de interesant. S-a întâlnit cu o altă mișcare de altă dată naționalistă românească, organizată de Tudor Vladimirescu. Și Tudor Vladimirescu fusese educat în Rusia, era un fel de colonel rus, a venit la noi, oltean cum era, și a făcut cu oltenii lui, care i-a numit Pandur, o armată, oarecare armată, s-au unit cele două armate și au hotărât ca să lupte pentru independența Greciei. Nici măcar nu și-au pus la început ideea de independență și de autonomie. Ideile revoluționare ale lui Rigas Velestinlis și acțiunile societății secrete Eteria au contribuit în mod hotărător la închegarea conștiinței de neam a grecilor răspândiți peste tot în lume. Frați eteriști, în sfârșit a sosit momentul măreț, atât de așteptat. Iată, astăzi a început să se desfășoare planul urmărit prin activitățile și stăruințele noastre de atâția ani. Societatea prietenilor va rămâne în eternitate ca singura dovadă a fericirii noastre. Alexandru Ipsilanti, Epitrop General. Tot în această perioadă a început și mișcarea de eliberare a românilor, care s-a desfășurat în condițiile în care lupta popoarelor balcanice, subjugate încă de înalta poartă, căpăta un nou avânt. Aici intervine unul din momentele cele mai discutabile, cele mai complicate și în același timp un moment pe care de fiecare dată trebuie să-l privim obiectiv, trebuie să încercăm să-i găsim valențele, să nu fim pătimași și să înțelegem, să intrăm în starea de spirit a contemporanilor. Alexandru Ipsilanti a coborât cu trupele respective în loc să se ducă la Brila să atace în plin. Turcia a venit în Țara Românească și a venit la București. Și s-a stabilit la București și a început să se organizeze aici. Iar aici, ce s-a întâmplat aici? Era un eterist, era un erou al românilor, se profila o luptă. Pentru ce? Pentru cine? Care erau mobilurile? Singurul lucru care putem spune că a unit Eteria cu mișcarea lui Tudor Vladimirescu pe un plan general a fost prezența Rusiei. Pentru că pandurii lui Vladimirescu și mavroforii care au luptat la Drăgășani și sau cei care au scăpat sau refugiat în Rusia au avut întotdeauna oblătuirea țarului. Aveau idealuri diferite, ceea ce era comun, lupta contra turcilor. Dar unii vreau pentru independența Greciei, ceilalți vorbeau pentru independența românilor și amândoi au făcut așa că au transformat într-o luptă socială
împotriva barilor boier, ceea ce a dus la intervenția Sfintei Alianțe și la blocarea mișcării, adică la practica anihilarea ei. Sfânta Alianța Marilor Puteri, înființată de Austria, Prusia și Rusia, avea ca scop declarat apărarea valorilor creștine și pacea în zonă, dar, de fapt, era un tratat care dorea să împiedice răspândirea ideilor revoluționare. Trebuie spus că Filichieteria sau Societatea Prietenilor, fondată în 1814 la Odessa, avea ca scop izbăvirea neamului grec și eliberarea lui. Dar pentru a câștiga sprijinul celorlalte popoare supuse porții, societatea și-a lărgit programul propunându-și să realizeze unirea armată a tuturor creștinilor din Turcia europeană. Conducător sau epitrop general al mișcării, ales în 1820, era Alexandru Ipsilanti. Oamenii nu se cunosc toți între ei, sunt grupuri restrânse, fac un jurământ, fac donații. Eu anume severitate, listele cu participanți nu se afișează nicăieri în public, totul rămâne tainic. De ce? Pentru că atât Eteria, cât și toate organizațiile carbonare contemporane păstrează realmente taina. S-a discutat la nesfârșit dacă Tudor Vladimirescu a făcut parte din Eterie. Și vă invit să judecați această apartenență încercând să retrăiți vremurile de acum 200 de ani. Trebuie spus încă un lucru care marchează într-un fel distanța dintre mișcarea Eteriei și mișcarea grecească și mișcarea românească a lui Tudor Vladimirescu. Tudor Vladimirescu nu a fost un om al Eteriei. El a fost autonom, a avut acțiunile sale separate, ceea ce făceau Farmache sau Iordache Olimpiotu sau Bimba Șasava, erau acțiunile lor, ale Eteriei, până la urmă au intrat în conflict, până la urmă Tudor Vladimirescu a fost condamnat după legile militare ale Eteriei, el fără să fie însă un eterist. A fost, să spunem, inițiat în tainele Eteriei, nu este nicio dovadă că Tudor ar fi făcut parte din mișcare. Sunt unele supoziții. Da? Sunt făcute în legătură cu acea acuzație de trădare. Da? Dar nu avem niciun document că Tudor ar fi fost membru efectiv al Eteriei. Toate acțiunile lui Tudor, toate discuțiile care vor avea loc cu capitanii lui Alexandru Ipsilanti, cu Ipsilanti însuși, îl vor dovedi a fi un membru, a fi fost un membru al Eteriei. De ce nu s-a înțeles? De ce cei doi n-au putut să-și dea mâna până la sfârșit să-și unească forțele? Asta este o problemă de reacție omenească. De faptul că fiecare a vrut să conducă. De faptul că fiecare a venit cu niște argumente. Românul a spus, sunt pe teritoriul țării mele, eu mă ridic la luptă pentru, în primul rând, pentru a scăpa de turci. În același timp, pentru a-i pune la punct și pe boieri. Alexandru Ipsilanti venea după o ascendență strălucită, fiu și nepot de domn. Pe lângă Alexandru Ipsilanti, conducătorul Eteriei, în evenimentele derulate pe teritoriul țării românești, un rol important l-a avut Iordache Olimpiotul. Trebuie amintit că atunci când Eteria grecească își pregătea acțiunea de eliberare, Iordache Olimpiotul devine unul dintre stâlpii acesteia în principate. În ajunul declanșării răscoalei din 1821, Iordache a fost numit de Alexandru Ipsilanti arhistrateg, adică generalisim al întregii oștiri eteriste. Al doilea om după Arhiul Suprem.
prea luminate. Cu deosebită plăcere și respect am aflat și am aprobat tot ce domnii Xantos și Perevos mi-au spus din partea luminăției voastre. Acum nu mi mai rămâne altceva decât să vă asigur și înscris de hotărârea de a urma când veți crede că momentul potrivit a sosit, ordinul dumneavoastră hotărător, până la ultima mea picătură de sânge, fără să mă las intimidat de vreo împrejurare omenească. Semnez cu tot respectul cuvenit și sincer a luminăției voastre slugă plecată și frate, capitan Iordache Nicolau Olimpiotul. Iordache Olimpiotul, socotit a fi cel care l-a introdus pe Tudor Vladimirescu în eterie, omul care, Nicolae Iorga spune că de fapt l-a trădat pe Tudor, este farmachii și este bimbașa Sava. Sunt cei trei capitani care trebuie evocați de fiecare dată când ne oprim asupra mișcării lui Alexandru Ipsilanti. În urma discuțiilor dintre Alexandru Ipsilanti și capitanii săi în legătură cu traseul pe care să-l urmeze prin principatele române pentru a ajunge în Peloponez, au ales să ajungă de la Iași la București, trecând prin Focșani, Buzău, Mizil și Ploiești. La București, Alexandru Ipsilanti își stabilește tabăra la Palatul Ghica. Pe parcurs, capitanii formațiunii grecești Iordache Olimpiotul și Ioan Farmache au ținut legătura și cu Tudor Vladimirescu, conducătorul pandurilor, în speranța unirii forțelor împotriva armatelor otomane. Tot în această perioadă va sosi și Vladimirescu la București cu armata sa și se va stabili la Cotroceni. Și acum se întâmplă un lucru care cred că n-a fost benefic. Că Tudor dorea să fie domn, i s-a și spus de altfel, domnul Tudor, era omenesc. Că Alexandru Ipsilanti își legitima această idee de a fi măcar pentru moment domn în spațiu românesc, era la fel omenesc, dar n-a fost benefic pentru mișcare. Nu putem să-l justificăm în totalitate nici pe unul, nici pe altul. Dacă părelnica înțelegere cu Tudor a căzut, Alexandru Ipsilanti se retrage la Târgoviște. Este vechea capitală a țării, este un loc unde se poate fortifica, unde se poate întări, dar este un loc unde dialogul între cei doi pe teritoriul românesc devine tot mai anevoios. Prințul Alexandru Ipsilanti ia în considerare Târgoviștea încă de la trecerea Milcovului. Motivul este foarte simplu. Era singurul oraș care dispunea de o veche fortificație de stil bizantino-sârbesc, încă în stare destul de bună, singurul oraș de la sud de Carpați care dispunea de o astfel de fortificație și mai ales după dezavoarea mișcării eteriste de către țar, Ipsilanti rămăsese singur și izolat în acest spațiu românesc, avea nevoie de un centru de rezistență. Așteptând rezultatele tratativelor ruso-turce, Alexandru Ipsilanti s-a retras la Târgoviște, iar Tudor Vladimirescu a rămas o vreme la București. Amândoi stăpâneau câte o parte din țara românească pentru întreținerea trupelor, aceea dinspre munți revenindu-i lui Ipsilanti. Retras de la Cotroceni spre Pitești, la Golești, Tudor a căzut în bănuiala eteriștilor de înțelegere cu turci. În acest conflict care se acutiza între Ipsilanti și Tudor, aș spune că un rol nenorocit l-a avut Iordache Olimpiotul, pentru că el provoacă o întâlnire a lor, dar de fapt Tudor devine prizonierul lui în casa acestor boieri iluminiști, acestor boieri luminați, familia Golescu, și invocându-se tocmai calitatea lui de membru al eteriei, este acuzat de trădare. După cum scrie Nicolae Iorga, la conacul goleștilor a avut loc o întrevedere, dar nu o înțelegere, chiar dacă s-a soldat, teoretic, prin încheierea unui armistițiu.
Tudor Vladimirescu a plecat din București cu destinația Oltenia, unde avea mănăstirile întărite. A ales cale de întoarcere, nu pe drumul Târgoviști, unde era armata etaristă în frunte cu Alexandru Silanti, ci pe ruta Pitești-Umnicu-Vâlcea, după care în Oltenia. Retragerea sa în Oltenia, deși a fost interpretată de eteriști ca o încercare de a le tăia calea și de a prinde armata eteristă între turcii ce înaintau de pe direcția Dunăre, București, Târgoviște și Tudor, care înaintea către Oltenia, nu era de fapt decât o încercare de a rezista cât mai mult în Oltenia, în mănăstirile fortificate de acolo. Aici, pe Moșia Goleștilor, a ajuns în data de 18 mai, iar pe 21 mai a fost ridicat de către armata eteristă. Arestare, evident, realizată de către căpetinile eteriste Iordache, Olimpiotu și Farmache, cu sprijinul capitanilor lui Tudor, Hagi Prodan, Macedonchi și Alexandru, nemulțumiți de conducerea acestuia și care deja nu mai vedeau sensul mișcării în contextul în care turcii trecuseră deja Dunărea într-un număr foarte mare. Chiar dacă ajuta refugiații, suveranul rus dezaproba insurecția eteristă și astfel i-a comunicat ambasadorului său de la Constantinopol, baronul Grigore Astroganov, să declare porții otomane că Imperiul Acvilei Bicefale respectă tratatele semnate cu ea, dând astfel turcilor mână liberă să acționeze în vederea înăbușirii rebeliunii. În timp ce evenimentele dramatice ce au culminat cu execuția lui Tudor Vladimirescu se desfășurau la Târgoviște, oștile turcești înaintau rapid pe teritoriul țării românești. După ocuparea fără luptă a Bucureștiului, turcii s-au împărțit în mai multe coloane și am început să înainteze către Târgoviște, considerat centrul rezistenței eteriste în spațiul românesc. Primele lovite de către oștile lui Chehaia Bey au fost punctele fortificate din pădurea Cornățelu și de la mănăstirea Nucet. În data de 28 mai, practic la o zi după luptele purtate, Ipsilanti hotărăște să se retragă către Oltenia, sperând să facă joncțiunea și cu armata pandurilor, fost armata lui Tudor Vladimirescu, și să încerce acolo o rezistență. Tudor a trădat? Da și nu. Din punctul de vedere al grecilor, trădase pentru că a corespondat cu pașii de la Dunăre. Din punctul de vedere al lui și al perspectivei istoricilor de peste ani, n-a trădat. Tudor a căutat toate formulele posibile ca să evite un lucru: primejdia cea mai iminentă, cea mai sigură, cea mai gravă, ocupația turcească. Și există o formă de istorie foarte atrăgătoare, este așa numită istorie contrafactuală. Ce s-ar fi întâmplat dacă? Ce s-ar fi întâmplat dacă oamenii ăștia s-ar fi înțeles? Dacă Ipsilanti ar fi înțeles demersurile lui Tudor? Dacă Ipsilanti ar fi avut o strategie de luptă coerentă? Dacă acești capitani n-ar fi trecut dintr-o tabără într-alta? Dacă nu s-a întâmplat să fie. Ospote valicaria nazume sta stena, una chisario daria stella che sta buna. Ospote valicaria nazume sta stena, una chisario daria stella che sta buna. Cagione mia sola se le ferisoi, para saranda cronis, cambia che fila chi, para saranda cronis, cambia che fila chi. Nu mi-a venit să cred. Mă apropii pentru o secundă să-ți înmânez aceste chei. Intră în joc.
22.000 de lei. Acesta este cecul, îl bag în lumină să-l și vedeți. Fă pasul decisiv. Vino la preselecția singurului show de cultură generală din România. Te așteptăm la sediul Televiziunii Române, vineri 12 martie, între orele 12 și 19. Vino să joci, vino să câștigi și dacă tu câștigi, câștigă România. Cea mai veche competiție sportivă din lume, America's Cup la Yachting, se vede la Televiziunea Română. Pentru cupă se luptă campionii antitră, Emirates Team New Zealand și challengerul italian Luna Rossa Prada Pirelli. Nu pierde cele 9 curse ale finalei pentru un trofeu cu o istorie de 170 de ani. Cupa Americii la Yachting. De joi până marți, din 11 până pe 16 martie, la TVR2. Hei, dragilor! Mă bucur să ne reîntâlnim. Cu speranțe, cu provocări noi. În casă nouă... A, era o vorbă. Ce rămâne după tot ce ai uitat? Teleșcoala. Cursuri, exerciții, teste, experimente. Vino într-un nou sezon, alături de cei mai buni profesori. Iubesc femeia când e femeie, a vieții cheie, doar prin noi o găsesc. Doar prin voi o găsesc. La farmacia inimii Catena. Pentru ca acum, la pensie, planurile să fie mai ușor de îndeplinit, am creat ProviSenior, un pachet special cu dobândă redusă și o asigurare de viață și accidente gratuită. Sună la 021 275 7575 și întreabă de ProviSenior. Provident. Împreună rezolvăm mai ușor. Voilà! Un parfum pentru toaletă. Minunat! Dar există metoda Bref. Bref de lux, inspirat din parfumuri de lux. Oferă o curățenie strălucitoare și un parfum fin. Bref de lux, parfumuri de lux pentru toaleta ta. Probleme cu articulațiile? Proenzi Arthrostop Rapid menține mobilitatea articulațiilor și reduce disconfortul pentru ca tu să te miști în voie. Descoperă piese basic care îți vin perfect. Acum pe aboutyou.ro. Livrarea și returul sunt mereu gratuite. Ce ziceți de un weekend de wellness? Nu știu ce să zic. Ți-e teamă de infecții intime? Regevagia Direct Plus este recomandat ca suport în tratamentul vaginitelor bacteriene, fungice sau mixte. Chiar de la primele simptome, scurgeri vaginale, mâncărimi sau miros neplăcut. Infecții intime, cauze multiple, o soluție. Regevagia Direct Plus. Dispozitiv medical, citiți cu atenție prospectul. Încearcă Persil Discs. Primele capsule cu 4 compartimente pentru îndepărtarea petelor, chiar și a celor invizibile, pentru o curățare